Operatorul de salubritate a decis în urmă cu ceva timp modificarea programului de colectare a deșeurilor de la punctele gospodărești. Cum acesta nu a funcționat așa cum se așteptau cei de la Societatea Rosal, s-a hotărât la revenirea la programul anterior de ridicare a deșeurilor menajere de la containerele de gunoi. Am vorbit cu operatorul de salubritate chiar în primele zile. Au încercat schimbarea programului vechi, dar au revenit și acum în ultima perioadă nu mai sunt probleme. Asociațiile de proprietari au fost nemulțumite de faptul că, după modificarea programului de colectare a gunoiului menajer, platformele erau veșnic pline și nu se reușea de congestionarea lor de gunoiul depozitat de către romașcani.